Dragi colegi și colegi, cadre didactice, studenți, personal administrativ și absolvenți ai Universității din București, pe 20 decembrie, chiar în ziua în care am început cel de-al doilea mandat, înainte de a pregăti acest mesaj prin care vreau să vă transmit gândurile mele în prag de sărbători, am participat la un moment emoționant pentru comunitatea noastră, cea de-a 7-a ediție a premiilor Senatului Universității din București. Au fost premiați acolo o parte dintre cei mai meritoși membri ai comunității, cadre didactice titulare sau emerite, cercetători, studenți și chiar absolvenți care astăzi, deși în profesie, nu și-au uitat școala și profesorii care i-au format. Am participat în ultimele seri și la câteva evenimente de sfârșit de an organizate de facultăți. Și m-am bucurat să văd peste tot în universitate spiritul liber, bucuria de a fi împreună într-o instituție de care suntem mândri, care ne unește, ne inspiră, ne premiază, ne sprijină când avem nevoie, ne face să ne simțim în siguranță ca într-o adevărată familie academică. Cred că aceasta este perspectiva cea mai potrivită dinspre care să vă vorbesc despre anul 2023 și despre planurile noastre comune pentru 2024. Cultura noastră academică pe care o consolidăm, care face ca universitatea noastră să fie unică în spațiul academic și în contextul social românesc. O cultură consolidată și prin imaginea bună a ultimului proces electoral, pe care colegii de la multe alte universități, dar și publicul larg, l-au privit cu invidie și cu admirație. În acest spirit încheiem ultimul an din primul mandat al echipei de management pe care o conduc și continuăm împreună cu cel de-al doilea mandat pe drumul modernizării al reformelor pe care le-am început și pe care vrem să le finalizăm și să le consolidăm, să le facem sustenabile. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o. Viziunea noastră comună privind democrația și societatea deschisă este primul semnal pe care noi, ca Universitate Etalon a României, trebuie să îl oferim societății. Respectul pentru merit, pentru performanță, dar și empatia și sprijinul pentru cei aflați în suferință sunt valorile pe care societatea trebuie să le vadă astăzi la noi, iar dumneavoastră ați arătat că promovați aceste valori prin activitatea de zi cu zi în slujba Universității din București. În prag de an nou, trebuie să aflați de la mine că situația generală a universității noastre este bună, încheiem o serie de 4 ani cu excedent bugetar, o performanță pe care nu multe instituții publice ale țării o pot etala. Am făcut investiții semnificative, atât în spațiile de învățământ sau de cercetare, cât și în cămine. Avem în implementare proiecte majore de infrastructură, proiecte de o amploare fără precedent în istoria recentă a universității noastre, iar numărul total de studenți și mai ales numărul de studenți străini sunt în creștere. Urmează pentru echipa centrală de management și pentru conducerile facultăților și departamentelor un mandat de 5 ani care va sta sub semnul creșterii performanței, al consolidării democrației academice și al dezvoltării și modernizării infrastructurii. Până la sfârșitul lunii mai vom definitiva împreună noua strategie generală a universității și strategiile sectoriale. Pornind de la strategia generală pentru următorii 5 ani și de la planurile manageriale ale noilor decani, facultățile își vor stabili propriile strategii până la sfârșitul lunii septembrie. Senatul va numi la începutul anului viitor o comisie de revizuire a cartei universității și, pentru consolidarea democrației interne, voi propune să prevedem în noua carte că nu doar rectorul, dar și celelalte poziții de vârf alese, cele de decan, de director de departament, nu vor putea fi deținute mai mult de 2 mandate, adică 10 ani, începând cu anul acesta. Va fi o măsură esențială pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung pentru democrația noastră internă. De la 1 ianuarie, nivelul de finanțare pentru deplasările la conferințe finanțate de universitate crește cu 200 de euro. Va ajunge la 1000 de euro pentru Europa, 1200 pentru Orientul apropiat și 1400 pentru Statele Unite și alte zone îndepărtate. Anul viitor vom aniversa 160 de ani de la înființarea universității și 330 de ani de la înființarea Academiei Domnești de la Sfântul Sava
în 1694, cu 13 ani înainte de Academia Domnească de la Iași. Vom pregăti un calendar de evenimente la care vă invit încă de acum să participați, pentru că avem o istorie instituțională de care putem fi mândri. Să ne consolidăm prin toate aceste evenimente și proiecte identitatea comună și instituția, universitatea, enclava noastră de liniște, democrație și libertate din marea de incertitudine, autoritarism și lipsă de competență a sistemului administrației publice din România. Vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră și nouă, tuturor împreună, vacanță și sărbători de iarnă fericite, cu sănătate, cu liniște și un an nou 2024 care să vă aducă proiecte împlinite și multe bucurii alături de cei dragi. La mulți ani!